prețul de 1 euro din Spania sau Portugalia. Pe de altă parte, prețul pentru ce producem în țară a fost la prânz aproape de zero, datorită faptului că producția fotovoltaică și cea eoliană au fost mari. Pentru că prețul gazului și cel al energiei electrice au scăzut mult la nivel internațional, guvernul a adoptat un proiect prin care scad și plafoanele impuse la noi în timpul crizei energetice. Este vorba despre plafoanele pe care le aplică producătorii români atunci când vând energia în gro. Pentru electricitate, acesta scade de la 450 de lei la 400 de lei pe megawattoră, iar pentru gaz de la 150 la 120 de lei pe megawattoră. Efectele le-am putea vedea în factură, spune ministrul energiei. Veți constata reduceri ale facturilor. Eu, ca furnizor, am acces la o energie electrică sau la gaze naturale mai ieftine. Și mai mult decât atât, există și o marjă reglementată maximă de profit pe care pot să o fac. Adunând toate aceste cifre, veți constata că ei vor factura la un preț mai mic. Ministrul Energiei nu a spus însă și cu cât ar putea scădea sumele din facturi. Nu avem nicio garanție că aceste schimbări vor duce la reducerea prețului consumatorului casnic. De altfel, eu nici nu sunt sigur că acesta a fost scopul principal al acestui OUG. Dacă ar fi fost, atunci ar fi fost reduse plafoanele pentru consumatorii casnici. Nu vorbim despre volatilitate în piețele energetice în momentul de față, vorbim mai mult despre stabilitatea pe care politicienii și-o doresc până când terminăm cu toate rundele de alegeri pe care le avem în acest an. Plafoanele pentru consumatorii finali rămân neschimbate, adică prețul nu va depăși în niciun caz nivelul actual. La gaz, unii furnizori deja facturează sub plafonul de 0,31 lei pe kilowattoră. În schimb, la energia electrică, reprezentanții furnizorilor spun că doar cei care au consum mare, peste 300 de kilowattoră pe lună, ar putea resimți ieftiniri, adică doar jumătate de milion. Cei care beneficiază de un preț sub 80 de bani pe kilowatt, nu. Pentru cel puțin 8 milioane de clienți, cam ăștia sunt, ăsta este numărul care intră în acest plafon, nu se va modifica de fapt nimic, pentru că energia activă, marfa, efectiv, nu a ajuns la prețul atât de mic încât să nu mai fie nevoie de compensarea diferenței de la stat. Plafoanele pentru consumatori rămân valabile până pe 31 martie 2025. Comisia Europeană a cerut însă în repetate rânduri eliminarea lor, pentru ca piața să poată funcționa normal. Concomitent însă cu luarea de măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.